au adus... Ghiulul turcesc, de aici, spune o veche legendă, și-a luat începutul satul Fântânița din raionul Drochia. Este o fântână cu un istoric captivant din vremurile pe când a domnit Ștefan cel Mare și Sfânt, voievodul Moldovei. Am vizitat monumentul arhitectural în cadrul emisiunii Tour Retour și întreaga echipă a rămas complet impresionată. Parcul Fântânița, unde se află ghiulul turcesc, mi se pare un lucru unic, știu că este unic pentru Republica Moldova, respectiv nu am putut să nu venim aici să aflăm istoria, legenda acestei fântâni. Pentru că, din câte cunoaștem, aici au fost trupele turcești, armata turcească cu sute de ani în urmă și au băut apă de aici, s-au plimbat aici. Legenda spune că în perioada luptelor crâncene între domnitorul Moldovei și oastei turcești, un grup de inamici au reușit să fugă de pe câmpul de lupte. Turcii refugiați s-au oprit la un popas în valea aceasta, unde și-au săpat trei ghiuluri, unul dintre care s-a păstrat și se găsește în parcul din satul Fântânița. Istoria ghiulului nostru este foarte interesantă. Se zice că în ghiul nu sunt 12 uși, în care una dintre uși este o comoară, dar încă nimeni n-a putut să o găsească. Pentru că odată s-a întâmplat că cineva a deschis o ușă și s-a inundat tot satul. Perioada de sute de ani, construcția rămâne a fi un mister, iar la ziua de astăzi, ghiulul este cartea de vizită a localității. Ghiulul care ne aflăm noi aici a fost amenajat în anul 2006, în toamna anului 2006 și turiștii vin la noi, vin localnicii, se odihnesc sărbătorile, zilele, serile vin tinerii, cei care se căsătoresc și fac poze la acest loc frumos. Vin cei mai în vârstă, trag aer, respira aerul curat de aici, din valea aceasta. Satul Fântânița s-a înființat în anul 1585. Istoria satului are început datorită ghiulului turcesc, la care s-au oprit la un popas doi frați, unde și-au rămas cu traiul. Au numit locul acela Fântânița. La ziua de astăzi, satul numără în jur de 1200 locuitori. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.